Bună seara, bine v-am găsit la știrile Accent TV, iată care sunt principalele titluri ale zilei. Inundații în 7 localități din Gorj. Cultură de ambrozie într-un cartier din Târgu Jiu. CSO Turceni vrea în Liga 3-a. Zona de munte a județului Gorj se află din nou sub cod roșu de precipitații abundente. Avertizarea este valabilă până mâine la ora 12. În pericol de inundații sunt localitățile Bumbejiu, Novaci, Tizmana, Arcan, Leleș, Turcineș, Padeș, Peștișan, Runcu, Stănești, Schela, Mușetești, Crasna, Baia de Fier și Polovraci. Aici ploile vor fi însemnate cantitativ între 50-70 de litri pe metru pătrat. Avem cod roșu în partea de nord a județului și cod portocaliu în tot restul județului. Se poate să se prelungească, acest lucru este greu de previzionat, vedem cum vor evolua condițiile meteorologice. Problema principală este că venim și după o perioadă continuă de cod alternanțe între cod roșu, cod galben, cod portocaliu și pot apărea probleme. Am vorbit atât cu primarii cât și cu comandamentul ISU, toată lumea asigură permanență. În acest moment nu avem nicio problemă majoră și nici ridicarea nivelului de alertă în anumite porțiuni de poduri, drumuri sau alte aspecte ale infrastructurii. Nu avem aceste informări, dar monitorizăm permanent și asigurăm permanență. În ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din mai multe gospodării din 7 localități din județ, printre care și municipiul Târgu Jiu. Ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice din ultimele ore, în dispecerată ISU Gorj au fost primite peste 15 apeluri, iar până la această oră, pompierii gorjeni au intervenit cu autospeciale și motopompele din dotare pentru evacuarea apei din mai multe gospodării astfel. O gospodărie în satul Săulești, comuna Săulești, o gospodărie în oraș Turceni, inundația canalului stradal în oraș Țicleni, care afectează 2 gospodării, 4 gospodării în orașul Țicleni, o gospodărie în sat Corsorul, comuna Alimpești, o gospodărie în municipiul Târgu Jiu, strada Pinului, o gospodărie în sat Sitești, oraș Novaci, și o gospodărie în sat Văcarea, comuna Dănești. În acest moment se intervine în municipiul Târgu Jiu, aleia Luncilor și în oraș Țicleni, strada Petroliștilor. Ploile torențiale din ultimele zile au creat probleme în mai multe localități din județul Dolj. Cea mai gravă situație a fost în comuna Grecești, unde puhoaiele au inundat 20 de gospodării și mai multe culturi agricole. Și în comuna Șopot au fost probleme după ce pârâul Merețel a ieșit din matcă. Aici s-au făcut diguri din saș de nisip pentru a evita deversarea apelor. Mai multe persoane au fost evacuate preventiv, însă gospodăriile nu au fost inundate. A ieșit pârâul Merețel din matcă, dar nu avem gospodării inundate. E situația sub control, monitorizăm debitele. Momentan sunt în stagnare, nu au mai crescut. Persoane evacuate avem, care sunt la rudele din zona cea mai apropiată, vecinătatea. Am înălțat digurile cu saj de nisip, așteptăm să vedem dacă mai crește nivelul apei. Momentan nu avem gospodării inundate. Ploile torențiale au creat probleme și în județul Mehedinți. Apa a inundat curțile oamenilor, dar și drumul național 67. Un accident de circulație a avut loc ieri pe strada Victoriei din municipiul Târgu Jiu. Un șofer ar fi pătruns pe contrasens și a izbit o mașină care circula din sens opus. Potrivit IPJ Gorj, vinovat de producerea accidentului se face un bărbat de 38 de ani din Târgu Jiu. Acesta nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului și a intrat într-un autoturism condus regulamentar de o femeie de 60 de ani tot din Târgu Jiu. În urma impactului, șoferița a fost rănită și transportată la spital. Poliția municipiului Târgu Jiu a fost sesizată cu privire la faptul că pe strada Victoriei a avut loc un eveniment rutier cu victime. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit că un bărbat de 38 de ani din municipiul Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe strada Victoriei, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul direcției de mers și a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 60 de ani din municipiul Târgu Jiu. În urma evenimentului rutier, femeia de 60 de ani a fost rănită ușor. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză, polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii cauzelor și condițiilor în care s-a produs evenimentul rutier. Un tânăr de 26 de ani din județul Hunedoara a fost plasat sub control judiciar, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la furt, efectuarea de operațiuni financiare în mod frauduloș și acces ilegal la un sistem informatic.
Cel în cauză împreună cu un prieten de 46 de ani, tot din Hunedoara, ar fi furat de la un bătrân din Motru o pungă cu carduri, bani și bunuri personale. Fapta a avut loc în luna mai, anul 2021. Însă cei doi bănuiți au fost identificați abia miercuri. Hunedoreanul de 46 de ani era deja încarcerat în penitenciar pentru comiterea altor infracțiuni. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Gorj au reținut pentru 24 de ore un tânăr de 26 de ani din municipiul Deva, județul Hunedoara, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de complicitate la furt, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic. În fapt, la data de 11 mai 2021, tânărul, împreună cu un alt bărbat, i-ar fi sustras unui bătrân de 89 de ani din municipiul Motru, în timp ce se afla pe o pajiște din localitatea Roșiuța, o pungă în care avea cardul bancar, suma de 250 de lei și alte bunuri personale, cauzându-i un prejudiciu de 5.200 de lei. În urma activităților investigative operative efectuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, au fost identificați doi bărbați de 26 și 46 de ani din municipiul Deva, fiind bănuiți de comiterea faptei. Tânărul de 26 de ani a fost depistat de polițiștii municipiul Deva, pe numele său fiind pus în executare un mandat de aducere cu sprijinul colegilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Hunedoara, iar celălalt bărbat bănuit de săvârșirea faptei este în prezent încarcerat în penitenciar pentru comiterea altor infracțiuni. La data de 15 iunie, tânărul de 26 de ani a fost prezentat parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, față de acesta fiind dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Procurorii din cadrul DNA Craiova au descins la Spitalul Municipal Caracal, unde fosta conducere și-a dat stimulente ilegale în pandemie. S-a dispus control judiciar pe o durată de 60 de zile a fostului manager, a directorului economic și a celui medical. Este vorba despre Dumitru Liviu Radu, Marian Mitran și Mihaela Ionescu. Cei trei sunt acuzați, printre altele, de abuz în serviciu, fals intelectual în formă continuată și complicitate sub forma participației improprii la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de acesta ori în numele ei. Conducerea Spitalului Caracal este cercetată de DNA pentru sporuri de peste 700.000 de lei acordate în pandemia COVID. Ulterior, din suma obținută în mod ilegal, inculpații ar fi dispus în mod abuziv plata către 136 de persoane a unor stimulente de risc nedatorate în valoare totală de peste 320.000 de lei. În aceeași perioadă, medicul Liviu Radu nu a oferit stimulente de risc pentru 19 persoane, deși ar fi fost îndreptățite să le primească. Valoarea acestor stimulente se ridică la 45.000 de lei. Liviu Radu a fost suspendat luni 12 iunie din funcția de manager al Spitalului Caracal, în locul său fiind numit medicul Dragoș Neacșu. În unul dintre cele mai mari cariere de case din municipiul Târgu Jiu, prelungirea Panduri, se află o adevărată cultură de ambrozie. Pe un teren privat din cartierul menționat, în loc de gazon sau flori, crește această buruiană extrem de toxică. Proprietarea terenului vecin a ajuns la capătul răbdării. Spune că se confruntă cu această problemă de 3 ani, timp în care a tot făcut plângeri către autoritățile competente, însă fără niciun rezultat. În spatele casei la mine este chiar o plantație de ambrozie și nu numai atât. Prin toate locurile unde nu sunt case construite, probabil locurile sunt ale cuiva, sunt foarte multe buruieni, adică parcă suntem în codru. De 3 ani de zile mă lupt cu această ambrozie. Eu sunt alergică. Băiatul meu a fost suspect de pneumonia asmatiformă. Vă dați seama că sunt foarte, foarte îngrijorată din cauza asta. Am vorbit și la primărie, am depus și la poliția locală. A venit proprietarul, a întors ambrozia exact când era în floare și din cauza asta e așa plantație aici. Statistic, peste 15% din populație este sensibilă la polenul de ambrozie, care determină în faze ușoare un strănut repetat și înroșirea ochilor, iar la persoanele hipersensibile poate provoca rinită alergică, astm și în cazul rare chiar șoc anafilactic la o expunere prelungită. Centura ocolitoare a municipiului Târgu Jiu este finalizată în proporție de 75%, însă șansele ca șoseaua să fie deschisă circulație la sfârșitul acestui an, atunci când este prevăzut termenul de finalizare, sunt mici. O spune prefectul Iulian Popescu. Realist, acesta a declarat că se va implica pentru deblocarea situației, dar a admis că este nevoie de mobilizarea mai multor factori. Cu toate că ne dorim acest lucru, realitatea este greu de crezut că așa cum au mers lucrurile și văzând și mobilizarea
din teren, se poate închide până la finalul anului. Evident că există presiuni de a mobiliza mai mulți oameni, am avut discuțiile acestea, o să mai vină și reprezentanții CNAIR și ai Ministerului Transporturilor, periodic o să mă duc și eu pe șantier. Le-am asigurat de tot sprijinul atunci când au de discutat mutarea unor trasee electrice cu CEZ-ul, autorizații. Sunt niște probleme inclusiv cu anumite curți de mutat gardurile. Sunt acolo și le sunt la dispoziție și aștept oricând să fiu contactat pentru de a debloca situații. Ei trebuie să mobilizeze mai mulți oameni în teren. Așteaptă și ei la rândul lor au subcontractanți, explicau că au, cum să zic, au un plan de mobilizare mult mai bună. Până la proba contrarie, îmi păstrez reținerea și aștept rezultate mai bune din partea constructorului. Potrivit reprezentantului guvernului în teritoriu, lucrările se desfășoară cu mici întârzieri, dar în octombrie ar putea fi deschise două secțiuni din centură. Situația din perspectiva contractuală cu executantul este până la finalul anului, ca și termen final de închidere a lucrărilor. Sunt întârzieri pe șantier, așa cum le-am observat. Partea bună este că putem să avem o deschidere parțială, pentru că pe acest subiect am insistat foarte mult, fiind niște blocaje în anumite zone, în special spre anumite pasaje, și discutăm și de mutări de infrastructură electrică și de schimbări ale proiectului tehnic. De aceea, insistența mea a fost ca acolo unde se poate finaliza să scoatem cât mai mult din secțiunile centurii de ocolitoare în exploatare. Și promisiunea a fost că în octombrie, în prima parte a toamnei anului curent, să deschidem cel puțin două secțiuni, având o dimensiune totală de peste 12 km. Și au spus că asta este o versiune un pic pesimistă, s-ar putea să fie și mai mulți kilometri de dați în trafic. Lucrările pe șantierul centurii municipiului Târgu Jiu au demarat teoretic în octombrie 2014, când a fost semnat ordinul de începere, însă, o perioadă bună de timp, investiția a rămas în aer. Reamintim că Societatea Secol este cea care se ocupă de investiție. Este nevoie de piese de schimb pentru utilajele din complexul energetic Oltenia. Sunt foarte multe utilaje care, din cauza fluxului continuu de activitate, sunt supuse uzurii rapide. Este cazul utilajelor din sectorul minier, dar și a anumitor componente din sectorul energetic. Complexul energetic Oltenia a aprobat achiziția de rulmenți, rotire, utilaje și piese componente. De asemenea, compania energetică intenționează să achiziționeze piese de schimb pentru mor cărbune. Complexul energetic Oltenia are o unitate care asigură reparațiile și mentenanța în punctele de lucru. Reprezentantul guvernului în teritoriu, prefectul de Gorj, Iulian Popescu, nu mai crede în revenirea CEO la capacitățile de producție de altădată. Compania a renunțat recent la două grupuri energetice. Urmează ca treptat să fie închise cariere miniere și să se renunțe și la alte grupuri energetice. Prefectul de Gorj, Iulian Popescu, este de părere că nu mai există altă cale pentru complexul energetic Oltenia în afara respectării planului de restructurare. Acesta prevede inclusiv plecarea din companie a mii de oameni. De asemenea, trebuie să fie realizate investiții noi. Este vorba despre grupuri pe gaze naturale și parcuri fotovoltaice. România va avea nevoie de zeci de mii de specialiști care să acopere viitoarele investiții anunțate în domeniu. Inclusiv la nivelul județului Gorj sunt anunțate 10 investiții majore în domeniul energetic. Este vorba de cele două grupuri pe gaze naturale de la Turceni și Rovinar și 8 parcuri fotovoltaice. Mai sunt anunțate și alte investiții în parcuri fotovoltaice în sectorul privat. Potrivit experților, sunt necesar peste 30.000 de oameni pentru a realiza toate eolienele, solarele și centralele nucleare până în 2030. Va fi nevoie de personal pentru construirea obiectivelor, dar și de specialiști care să deservească centralele și grupurile energetice. Primăria Comunei Vâlcene Măldărești funcționează într-un sediu nou. Investiția s-a ridicat la circa 5 milioane de lei, iar lucrările au debutat în anul 2019. Așadar, de ieri, angajații își desfășoară activitatea într-o clădire modernă construită în stil brâncovenesc. Noul sediu a fost inaugurat și sfințit în prezența președintelui Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a consilierilor locali, funcționarilor și localnicilor. Avea nevoie, într-adevăr, localitatea de o primărie, o clădire frumoasă construită în stil brâncovenesc, printr-un program național de dezvoltare, etapa 1. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că v-a ajutat să duceți la final
Și la bun sfârșit această investiție, domnule primar, domnule viceprimar, de asemenea vă felicit și pe toți cei care ați contribuit la realizarea investiției, membrii Consiliului Local, o investiție a oamenilor. Vă doresc să aveți parte de multă sănătate, de vești bune, domnule primar. Vă asigur că o să fiu în continuare bun și ascultător cu doleanțele dumneavoastră și ale colegilor primari. La Măldărești se va desfășura în perioada 21-23 iulie cea de-a doua ediție a festivalului Ficul la Cule. O nouă arteră rutieră va face legătura între județul Gorj și Valea Jiului. Mai exact, este vorba despre un drum care ar lega comuna Runcu de Oricani și care ar fi în avantajul celor ce cred că singura arteră viabilă este cea din defileul Jiului. Unul dintre cele mai frumoase drumuri transmontane de Belvedere este drumul DJ672C care leagă comuna Runcu de orașul Oricani din zona Valea de Pești. Drumul trece prin cheile Sohodolului. Șoseaua asfaltată se va întinde pe o distanță de aproximativ 6 km cu o lățime de circa 6 metri, având două benzi pe sens de aproximativ 3 metri fiecare. Vor fi respectate toate rigolele impuse pe un drum județean, respectiv rigole, ziduri de sprijin, parapeți metalici, podețe și acostamente. Drumul va pune în valoare zona dintre comuna Runcu și Valea de Pești. Valoarea investiției este de 42 milioane de lei. Campioana Gorjului CSO Turceni evoluează în weekend în turul barajului de promovare pentru Liga 3-a. Adversara gorjenilor va fi ACS Slatina Timiș din Cara Severin. Primul meci se joacă la Turceni sâmbătă 17 iunie de la ora 18. Antrenorul Viorel Cojocaru a declarat că urmează un duel echilibrat, dar vrea o victorie în primul joc, chiar dacă formația gazdă are câteva accidentări. Din punctul meu de vedere, acum o favorită nu poate să fie, dar cert acum, până nu la momentul respectiv al jocului. Cum v-am zis și eu sper că la momentul respectiv, adică de fapt mâine după amiază la ora 6, noi să fim în cea mai bună formă, să prindem cea mai bună formă, să putem câștiga și să tranșăm jocul din primul tur. Acum, ca favorit, nu știu, din punctul meu de vedere sunt 50-50. În privința lotului, avem câțiva jucători care încă nu sunt refăcuți, dar acum cei care joacă trebuie să se ridice la nivelul lor. Adică acum nu mai nimeni titular sau rezervă. Și rezerva care intră nu să-și facă datoria. Așa, în privința lotului, avem câțiva jucători care încă nu și-au refăcut, precum Trică, Șchiopu, Zabulică, nu și-au revenit. Precipitațiile abundente au lovit Gorjul în această săptămână. Se anunță ploi și la ora meciului, dar principalul de la Turceni crede că vremea potrivnică nu va influența evoluția echipei sale. Aseară am făcut la ora jocului, am avut un antrenament, iar terenul era extraordinar de bun. Deci aseară arăta deci foarte, foarte bun. De fapt, acum mai știu și mâine, după câte am observat că se plouă foarte, foarte tare. Sperăm ca la momentul respectiv, oricum al nostru are un drenaj foarte bun și terenul la momentul respectiv sperăm să fie în condiții foarte bune. Băieții care și la nivel superior să se adapteze la indiferent de condițiile de joc. Trebuie să se adapteze la condițiile de joc, să joace la momentul respectiv, indiferent că plouă, că ninge sau că e soare. Returul va avea loc pe 24 iunie de la ora 17:30. Sorin Cârțu nu mai este, începând de astăzi, președinte al Universității Craiova. Fostul mare jucător și-a anunțat retragerea din fotbal printr-o conferință de presă. În aprilie 2022, Sorin Cârțu a fost reales în funcția de conducere a clubului din Bănie, poziție pe care o ocupa încă din 2019. Fostul atacant a fost singurul candidat pentru acest post. Din cei 55 de ani de fotbal din viața mea, 40 au fost dedicați fotbalului craiovean, a declarat cel supranumit Sorinaccio. Am decis să ies din fotbal și adevăratul motiv pentru care îl fac, vreau să înțelegeți că sunt cei peste 55, cred, și eu n-am făcut așa o socoteală exactă de fotbal pe care i-am, trecând în domeniul ăsta al fotbalului prin toate trăirile și prin toate stările, de fotbalist, de antrenor și așa cum a fost în ultimii 4 ani și aproape jumate de conducător. Sorin Cârțu a fost recompensat de conducerea clubului cu un tricou înrămat, imprimat cu numărul 1. Totuși, retragerea lui vine după ce oltenii și-au ratat obiectivele propuse în precedentul sezon. În locul său ar putea veni Gică Craioveanu, cel care a anunțat că își dorește rolul administrativ dacă rămâne vacant. Știrile au ajuns la final. Numele meu este Tudor Ciutacu. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară plăcută în continuare.